Marian Oprii subliniere anul de gol pe Dragnea, cum a hotărât statul de drept ca el să fie presubliniere dintele PSD. Liderul PSD Vrancea, Marian Oprii subliniere an, a povestit luni ce a participat la o întâlnire cu fostul presubliniere dinte Alun Pr Gabriel Oprea, care i-a recomandat să îl susțin pe Liviu Dragnea pentru funcția de presubliniere dinte interimar al social-democraților, după ce Victor Ponta al sublinierei deduse demisia din această funcție. Oprii sublinierean spune ce statul paralel a susținut mai întâi pe Valeriu Zvonea pentru această funcție, după care s-a sucit, pentru ce Liviu Dragnea era sprijinit de marea masa partidului, în special de liderii de filiale teritoriale, pentru experiența pe care o avea în domeniul administrativ. Eu nu am participat la nicio întâlnire cu Ion Mociu-Alc, eu am participat la o întâlnire cu Gabi Oprea, cu Zvonea sublinierei Liviu Dragnea. La acea întâlnire domnul Oprea mi-a recomandat sublinierei mie să îl susțin pe Liviu Dragnea, sublinierei i-a recomandat sublinierei lui Dragnea să fie foarte hotărât, pentru ce statul de drept a hotărât ca el să fie presubliniere dintele interimar al PSD. Cine era statul de drept? După ce lui Victor Ponta nu i-a ies subliniere IT planul să ajung presubliniere dintele României, pentru ce poporul stai foarte inteligent, s-a întâmplat un singurul lucru, poporul l-a respins, dar i-a pecelit Coldea pe toci, ce a fost beiat de subliniere tept. Ponta nu a iubit niciodată presubliniere din ci de consilii județene ce erau cei care îl tregeau tot timpul de mânec să nu fac tot soiul de porcrii, pentru ce noi suntem interfaca cu cecenii. Victor Ponta nu mai era presubliniere din te, demisionase. Gabi Oprea a spus că meruac să-l sprijin pe Liviu Dragnea foarte clar, sublinierei lui Liviu Dragnea a spus, prietene, am vorbit cu statul de drept, sublinierei statul de drept este de acord să fii presubliniere din te interimar, al PSD, NR. Sistemul s-a sucit în ultimul moment în ceea ce îl prive subliniere-te pe Dragnea, pentru ce statul de drept l-a susținut pe Zvonea de fapt. Dragnea avea susținerea membrilor PSD sublinierei a membrilor CEXN, a afirmat-o prin subliniere an, la Palatul Parlamentului, potrivit Ager Press. Potrivit acestuia, Dragnea a fost executat în momentul în care i s-a făcut dosarul politic, sublinierei a fost condamnat la 2 ani cu suspendare, ca să poată să fie folosit pe viitor într-o combinație în care ar fi putut fi eliminat foarte ușor, subliniere ori. Dacă cineva crede că Dragnea are vreo legătură cu serviciile, în sensul negativ al lucrurilor, este nebun. Liviu Dragnea era viceprim-ministrul guvernului, sublinierei ca să scape de el într-un mod absolut oribil i-au inventat procesul cu referendumul în urma căruia a fost condamnat într-un proces politic pe nedrept la 2 ani cu suspendare, a adugat el. Liderul CJ Vrancea a arătat ce Dragnea a ajuns vicepremier, în perioada în care Victor Ponta conducea guvernul, la presiunea colegilor din partid, pentru ce era unul dintre cei care cunosc sublinierea foarte bine cum funcționează mecanismele administrației locale.
Întrebat dacă Dragnea mergea la acele petreceri private organizate de SRI, Opri sublinierea n-a spus, a mers ce nu avea un cotro, ce altfel se ducea la pus subliniere cerie dacă nu făcea ce spuneau ei. El a recunoscut ce în PSD se tăcea pentru ce le era fric de dosare. Da. Dacă vreți, luați foarte frumos, sublinierea vi-l pun la dispoziție, apelul pe care Victor Ponta l-a făcut la sentința mea de achitare în procesul pe care l-am avut sublinierea care a fost ordonat de Traian Băsescu. Deci Ponta a ordonat secretariatului general al guvernului să scrie la sfârșit sublinierea-itul apelului ce susține sublinierea-i Stanca de judecat ca să admit apelul dna sublinierea-i să procedeze la condamnarea mea în acel dosar. Da, Victor Ponta a vrut să mă bage în pus subliniere cerie. Victor Ponta este singurul care s-a ocupat de această chestiune, pentru că el era componenta jocului care s-a făcut la vremea respectiv, joc în urma căruia a ajuns spre subliniere dintele PSD, a susținut Marian Opri sublinierean. Săptămâna trecut, fostul presubliniere-edinte Alin Gabriel Oprea a afirmat că nu a discutat cu fostul director adjunct al SRI Florian Coldea despre ocuparea funcțiilor de conducere în PSD, adugând ce l-a susținut pe Dragnea la congresul formațiunii politice din 2015. Adevărul este ce, înaintea congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat subliniere și m-a invitat la sediul PSD, spunându-mi ce dore subliniere te se meroace ceva. I-am răspuns și la subliniere te la sediul într din acea subliniere i curte. Punct Liviu Dragnea subliniere tie foarte bine ce nu am vorbit la telefon nici cu Florian Coldea, nici cu altcineva. În schimb, la finalul discuției cu Dragnea, l-am sunat pe Val Zbonea, în contextul în care între cei doi era o competiție pentru numărul. Un subliniere în numărul. Doi în partid. L-am sunat pentru ce am considerat ce e fair play să discut deschis cu el despre acest subiect. Din păcate, la telefon mi-a răspuns aghiotantul domnului Zbonea, care mi-a comunicat ce presubliniere dintele Camerei Deputaților, aflat la acel moment la Vila Raps din Neptun, este ocupat. Atunci am bătut palma cu Dragnea, i-am promis sprijinul meu, a scris-o prea pe Facebook. El a spus că la întâlnirea cu Dragnea de la un restaurant din capital a fost însoțit de Marian Opri sublinierean subliniere Ion Mociwalk, în timp ce actualul lider al social-democraților a venit împreună cu Vasile Dâncu.